Măsura responsabilității. În 1 Ioan, capitolul 1 cu versetul 7 găsim scris: dacă spunem că avem părtășie cu El și mergem în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Nivelul de lumină dat este măsura responsabilității. Calea către cer va fi făcută clară tuturor celor care sunt credincioși în folosirea cunoștințelor pe care le-ar putea obține cu privire la viața viitoare. Priviți la prima faptă de abatere din grădina Edenului. Legile cerului le-au fost enunțate clar lui Adam și Eva, fiindu-le prezentată și pedeapsa pentru neascultarea voită. Ei nu au ascultat, iar neascultarea a adus rezultatul ei sigur. Moartea a intrat în lume. Păcătuirea înseamnă încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. Dacă aceste porunci ar fi fost respectate întotdeauna, nu ar fi existat păcat. Pedeapsa încălcării este întotdeauna moartea. Hristos a preîntâmpinat imediata executarea pedepsei cu moartea, dându-și viața pentru om. Justiția cere ca oamenii să aibă lumină și de asemenea solicită ca omul care refuză să umble în lumina dată de cer, a cărei dăruire le-a costat moartea pe Fiul lui Dumnezeu, să-și primească pedeapsa. E un principiu al dreptății ca voința păcătosului să fie proporțională cu cunoștințele posedate, dar neutilizate sau folosite într-un mod greșit. Dumnezeu se așteaptă ca ființele umane să umble în lumină pentru a depune mărturie în fața îngerilor și în fața oamenilor că îl recunosc pe Hristos ca marele ispășitor pentru păcat și că îi respectă jertfa ca fiind cea mai mare binecuvântare a lor. Pentru moment și pentru eternitate, jertfa Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea rasei căzute are o pretenție obligatorie asupra omului. Dacă Dumnezeu nu ar fi reușit să își facă partea lui, dacă El nu și-ar fi dezvăluit pe deplin voința, dacă ar fi dat ființelor umane vreun motiv pentru a neglija marea mântuire, omul ar putea alege ignoranța ca o scuză valabilă. Dar El a făcut calea simplă. El vrea ca toți oamenii să fie salvați. Unora li se dă o lumină mai mare decât altora. Fiecare va fi judecat după lumina dată lui. Dumnezeu a intenționat ca tu să prețuiești lumina ce ți-a fost dată ca fiind sacră. Părinte Ceresc, îți mulțumesc că trimiți Duhul Tău cel Sfânt să mă lumineze, să mă ajute să înțeleg cuvântul Tău. Fii slăvit pentru tot ce faci minunat și astăzi în viața mea. Amin.